E, astăzi, la Dolj, că e și, înțeleg, și dosar pentru fraudă la vot și abuz în serviciu, domnule, un polițist s-a pus el să voteze în mijlocul străzii. Dacă o să reușim să arătăm, dacă nu vă arăt ora viitoare, da, hai să le arătăm. Da, deci ăsta e polițistul din Dolj, cercetat, da, acum pentru fraudă la vot, complicitate la fraudă la vot și, ce ziceam, abuz în serviciu, da? E, deci omul, vedeți-l cum e în stradă, măi, nene, mă. Nu există așa ceva, nu există, pur și simplu.